Cetățenii din Radomireș se pot lăuda cu o localitate europeană. Se remarcă îndeosebi curățenia din comună. De la implementarea sistemului de monitorizare video, dar și de la semnarea contractului cu Salubris, s-a stopat aruncarea necontrolată a deșeurilor. Primarul Nicușor Sâi a reușit să implementeze mai multe proiecte la nivelul localității, însă și-a propus să reușească să reabiliteze căminul cultural, precum și să modernizeze și să doteze cu mobilier școala. Mai multe despre proiectele realizate, dar și cele pe care edilul urmează să le implementeze la nivelul localității Radomirești, aflați chiar de la primarul Nicușor Sâia din materialul următor. Bună ziua, bine ați revenit în localitatea Radomirești. Legat de proiectele la nivel de comună, avem în derulare, avem implementate și avem unele dintre ele care chiar pe data de 16.04 a fost emis ordine de începere a unor dintre ele. Este vorba de reabilitare cămin cultural comuna Radomirești, sat Radomirești, pentru că pe raza comunei avem 3 cămine culturale, cum vă spuneam, Radomirești, Crăciunei și Călinești, și celelalte 2 sunt prinse în implementare și se lucrează la documentație. Proiectele la nivel de localitate, în afară de faptul că cele prin PNNR, cum vă spuneam, reabilitare cămin, avem acum suntem în stadiu de lucru a proiectelor pentru proiectului de fotovoltaice și a proiectului cu baze date GIS. Și noi și alte localități, dar vorbind de localitatea Radomirești, lucruri care sunt foarte bune și energice. Cum vă spuneam când ați venit ultima dată în localitate, legat de școală, avem săptămâna viitoare, sigur, vom primi, avem un proiect cu reabilitare, modernizare și aparatură. Este vorba de dotare mobilier și aparatură, incluzând în cele la dotare 100 de bănci, 100 de scaune, 10 laptopuri, 10 table inteligente și plus celelalte care sunt trecute în proiect. Nu vin cu tema să vă prezint aici, am notat denumirea și stadiul proiectelor, exact cum vă spuneam înainte. Avem implementate pe anul în curs și în derulare baze de date GIS, reabilitare energetică a căminului cultural, realizare PUG în format GIS, puncte de încărcare vehicule electrice la care s-a emis inclusiv. Vom avea pe raza comunei 2 stații de încărcare electrice și la care a fost emisă deja autorizația de construire, dotare școală mobilier și platformă gunoi de acces, de gunoi de grajdi. Toate acestea sunt implementate și în lucru, cum vă spuneam și când ați mai vizitat comuna Radomirești, avem înființare rețea de apă în satul Crăciunei. Repet din nou acest proiect pentru că este pe programul Angel Salini și în perioada aceasta există foarte mult de lucru la nivel de guvern și suntem la punctul de a scoate la licitație. Un alt proiect, tot pe Angel Salini, avem modernizare drumuri de interes local în lungime de 5 km cu șanțuri betonate pe o lungime de 2,5 km și la fiecare proprietate avem prinse căile de acces. Mă refer la porțile de intrare, poarta mare și poarta mică. Începând în anul 2021-22, la nivel de localitate, o mare, și să vă observă acest lucru, Primăria Radomirești are contract cu acea firmă de Salubris de la Caracal, în care în fiecare săptămână, miercurea, joia și vinerea,
vin și ridică gunoiul. În primele 3 săptămâni ale lunii se ridică gunoiul menajer, iar în ultima săptămână din lună, gunoiul selectiv. Repet, din 2021, sigur, din martie 2021, se observă această colectare a gunoiului, mă refer la nivel de localitate, care are o întindere de 9 km de dun județean, o întindere de 48 de km stradal și din cauza aceasta această firmă de salubris vine și colectează pe fiecare săptămână și faptul acestor colectări se vede calitatea, se vede curățenia din după străzi, se vede curățenia pe izlazuri și mai sunt, într-adevăr, oameni care mai aruncă și necontrolat. Da, asta nu e o scuză. Faptul că omul, dacă ar avea acea declarație de impunere și eu zic că de persoană 6 lei la nivel de comună Radomirești, dacă a fost 3 lei și ceva și s-a, prin hotărârea Consiliului Local s-a ajuns la 6 lei, nu cred că este o sumă mare ca să... Atât timp când ne dorim curățenie. Curățenia nu se poate face nu din... cu ajutorul primarului sau asalariat, se face cu ajutorul tuturor. Legat de alimentarea cu apă în satul Crăciunei, ca să, și nu numai în satul Crăciunei, în toată localitatea, dar din cauza problemelor financiare, să nu mai există acele lipsuri de apă pe perioadă, în perioada de vară, unde lumea folosește, mult dintre ei și necontrolat apa, ținând cont că în satul Crăciunei e 20 de lei de gospodărie. Deci, repet, 20 de lei de gospodărie. Am venit cu o completare, am adăugat lângă puțul de apă un hidrofor de o capacitate mai mare. În momentul când cade presiunea din puț, acela vine și completează. Și asta ne dorim să facem și în satul Călinești. La fel, vrem să mai achiziționăm un astfel de hidrofor. Într-adevăr, costă. Momentan am furat și acolo un puț de alimentare. Am construit o platformă în care urmăm în cel mai curt timp să venim să instalăm un bazin mai mare de 50-60 de litri metri cub de apă. Revenind din nou la satul Călinești, unde pe lângă școala care am reabilitat-o, dotată mobilier urbează, ce vă spuneam mai devreme, și am îngrădit acea școală, dacă mă aveți imagine vechi, cu un gard de beton și ne dorim acolo să construim un loc de joacă pentru cei 17 copii la grădinița pe care avem în satul Crăciunei, cu componența 7 piese pentru acel par de joacă. Legat de monitorizarea comunei Radomirești, la nivel de comună, avem implementate undeva un număr de 10 camere. Am încercat, chiar dacă sunt puține, să le montăm cel puțin câte 2-3 în satul și mai ales la centrele satelor și ieșirile din localități. Localitatea Crăciunei are în componență un număr de 5 camere video. Centrul Radomirești și comuna Radomirești este traversată inclusiv de acest DN6 care, mulțumesc pe aceste cale domnilor de la guvern că în sfârșit și tranzitarea acestei localități s-a reabilitat acest drum național. Avem în satul Poiana la fel montate 2 camere și în satul Crăciunei, în satul Călinești, pardon, ieșirea din sat, centru, așa zis, la piața comunală și încă una dintre zilele în care avem la nivel de localitate este în satul Căciunei, marțea. Tot la nivel de localitate, în anul 2018, echipa de fotbal, ASE Unirea Radomirești se numea la timpul respectiv, pentru că începând cu acest an, am înființat o asociație Club Sportiv Unirea 2024 Radomirești cu statut juridic.
În 2018, până în 2018 această echipă a funcționat, a jucat în Liga 5-a și am hotărât împreună cu viceprimarul și cu domnul antrenor la timpul respectiv, unul dintre mari jucătorii, mă refer la nivel de Liga 2-a, Mitică Moșteanu, care în concurs în 2017 a participat la concursul de pompier scos de către șef pompier, scos la nivel de primărie, dânsul câștigat prin concurs acest post și a fost numit antrenor la echipă, echipă care a funcționat în Liga 4 până în sezonul trecut și din diverse motive, în speță financiare, am desființat-o, fapt pentru care, vă ziceam mai dinainte, am făcut o asociație cu sportiv și în acest sezon, în sezonul următor, 2024-2025, o vom înscrie din nou în Liga 4. Legat de stadionul echipei Unirea Radomirești, în sezoanele trecute a fost unul și rămâne unul din stadion și din gazonul cel mai invidiat pentru echipele de Liga 4, chiar și de Liga, de ligele mai sus, față de, mă refer la calitate și modul, acum la ora actuală, nemai având echipă, dacă o să avem timp, o să mergem acolo și să vedeți calitatea gazonului și cât de bine este întreținut. Suntem în colaborare de câteva luni de zile cu domnul instructor, cu doamna instructoare Dumitrescu Luminița. Avem inclusiv, am format la nivel de localitate cu elevii de la școală un grup vocal, un grup de copii, mai ales în speță băieți, avem un număr de 12 băieți, formăm o nouă ceată de călușari, viitorii călușari ai Comunei Radomirești, ținând cont că la nivel de satul Crăciunei, vatra acestui sat are și la ora actuală o formație de călușari, cred că una dintre cetele de călușari tradiționale ale acestui căluș. Tot pe lângă legat de copii, avem o colaborare cu un domn instructor de karate, în care în fiecare luni și marți și miercuri, pardon, vine și face repetiție cu acești copii minunați și avem o grupă de dans modern cu o doamnă instructoare de la Drăgănești, care se ocupă foarte mult de fetițele acestea cu dansurile moderne, undeva un număr de 14 copii. Urmează, pe lângă faptul că copiii de la ansamblu Bujorelu le-am achiziționat un număr de 36 de costume populare de la Tismana, mai nou acum vom achiziționa pentru acești copii minunați 12 costume de călușari.